Niciodată. Unul dintre favoriții dumneavoastră, domnule Dumitru Dragomir, Octavian Popescu, se află în top 100 cei mai buni dribleri under 23 din Europa în acest moment. Ba, e chiar pe o poziție onorabilă în top 25. Da, joacă totuși într-o echipă de top a României. Este tânăr, e până în 20 de ani, mi se pare că acum face 20 de ani sau 19, Dumnezeu știe. Acum voi știți, Alin știe. De Revelion. Da. Deci face 20 de ani. Face 20 de ani. Alin a făcut 20 de ani? A făcut. La sfârșitul, pe 29-30 decembrie, așa ceva, a făcut 20 de ani. E, are 20 de ani. La 20 de ani să ai peste 70 de prezențe în prima ligă și unde? La Steaua. Părerea mea este că e jucător de bani mulți. Dar și revine la forma inițială? Pentru că el a avut o cădere în acest sezon. N-a avut nicio cădere. E singurul care pasează și își asumă și driblingurile pe care le pierde și le asumă. Aștia sunt jucătorii de mare valoare, care încearcă. Gândiți-vă la ultima pasă care i-a dat-o lui Florinel la meciul cu ultimul meci care a fost. Sau penultimul, dacă vă amintiți. Dom'le, noi vorbim de jucătorii ăștia care așa sunt spectaculoși și au ochi bun. În biografia fotbalistică al Octavian Popescu, și mie îmi place de-l când îl văd pe teren, ce văd? Niciun titlu în 3 ani de când joacă, că nu le-a luat echipa, nu e vina lui. Văd 5, 6, 7 selecții până echipa națională de minutul nu știu care sau nu-l bagă. Văd cupe europene în care s-a Burtalo și mai știu eu ce chestii de-astea cu cine a jucat, FCSB-ul, că la West Ham n-a prea atins-o. Pentru asta nu știu dacă cele 20 sunt de milioane mai sunt valabile. Sunt foarte puțini jucători în lume care până în 20 de ani au multe prezențe în echipa națională. Corect. Și titulari în echipe. Au un titlu. Ei se coc după 22 de ani. Bun, devino decisiv într-un meci cu echipă din Azerbaijan. Dă tu alea, e 0-0 cu echipa din Azerbaijan până minutul 80 și dă-le tu pe alea două cu care ne aduci marea bucurie de a învinge pe Pionic Erevan sau nu știu ce echipă azeră. Adică remarcă-te, intră în grupele UEFA, dar în grupele UEFA nu lua 2-5-0 de la Silkeborg când tu joci cu, te pregătești pentru etapa de campionat și bagi echipa a doua pe acolo ca să în total 0-10, pentru că nu recomandă nimic. Nu sunt așa puțin, să știi, under 20 care joacă la națională. Dacă te uiți în lume, sunt chiar foarte mulți. Mai ales la Spania, îi bagă de la 17-18 ani. Toți aia sunt jupâni deja. Gavi. Problema la noi este că noi îl comparăm pe Tavi Popescu cu cei la noi. Dar dacă iei toți 2002 din lume la vârsta lui, hai să vezi că e departe. Saka, mulți. Deci, bun, dar... Și în Belgia, și în Olanda. Să însemni ceva, să ajungi la un anumit nivel. Faptul că tu ai dat cu Clinceniu de la 30 de metri anul trecut un gol despre care pe aici s-a scris 3 luni jumate și faptul că tu acum ai fost bun și ai... E un jucător bun. Nu mai este ca în sezonul precedent, tot ce zice, 3 goluri marcate în acest sezon, în condițiile în care a marcat 10 goluri în sezonul precedent. Domnule Dragomir, totuși... De-aia unul costă 100 de milioane și altul 10. Și va costa... Poate face 10 milioane Octavian Popescu? O să facă 15. Când o să joace și o să înscrie, când o să câștige ceva, când o să meargă într-o Europa. Cei de care... Eu nu văd de emisiunea, că la șantier vă aud. Cred că e Manea cel care a vorbit, nu Florin? Da. După glas te-am cunoscut. Să știi că asta e diferența de valoare, e banul. De-aia unul costă 100-120 de milioane și altul costă 5. Da. Asta e diferența.